orice persoană, fie fizică, ori juridică, care deține un autoturism înmatriculat în România, este obligată să-l asigure pentru cazurile civile ca urmare a pagubelor produse prin accidente. Proprietarii mașinilor sunt obligați practic să plătească o poliță RCA, indiferent dacă conduc mașina pe drumurile publice sau stă parcată în garaj. Nerespectarea acestei obligații reprezintă o contravenție și este sancționată atât cu amendă usturătoare, cât și prin reținerea certificatului de matriculare. Pe străzile din Sibiu și din județ au fost prinși în nenumerate rânduri șoferi care conduceau mașini fără RCA. Chiar și în curtea și în fața sediului IPJ Sibiu se află în prezent mai multe autoturisme, dar și autospeciale care nu sunt asigurate. Despre acestea, reprezentanții poliției spun că sunt stricate. 12 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor de miercuri de la Sibiu. Acestea sunt cercetate într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat, furt de material lemnos și de lapidare. Hoții de lemne sunt din Cristian, Orlat și Gura Râului, iar o parte dintre ei ar putea fi arestați preventiv, ca urmare a propunerii procurorilor. Doi șoferi care s-au învârtit într-un sens giratoriu din Avric sunt căutați de poliție și riscă să fie amendați sau mai mult să fie trimiși după gratii. Imaginile cu cei doi în timp ce se dădea un spectacol au fost publicate pe pagina de Facebook a primăriei. Mașinile au fost identificate și urmează să fie stabilită și identitatea făptașilor.